antebrațului stâng, pe dreapta, cum ne uităm noi la televizor. O umbră făcută însă, să vedeți, interesant, credem noi, de un picior, unul din picioare. Ceea ce arată că soarele era sus, cum am spus și mai devreme, dar că ea era într-o poziție flexată și ușor în cădere, cum era oricum de bănuit, cu unul din picioare. Și cu tot cu bazin, vedeți că fundul este deasupra gazonului, bine, la 20 cm. Aici îi vedem mai bine partea de sus a pieptului, era exact ce ne lipsa până acum, mâna toată, vedeți acest hanorac gri, să spunem așa, tricou, cu o mânecă 3 sferturi, poate lungă, poate scurtă, nu-mi dau seama exact, suflecată. Vedem că pe sub hanorac, ea pare a mai avea un tricou, și aici o să facem niște zoom-uri ca să ne dăm seama. Temperatura de afară nu este în orice caz, nu pare a fi de 40 de grade. Pare a fi acolo un climat arid și secetos și un climat cald, dar te pune pe gânduri faptul că, pe de o parte, era răcoare, ceea ce înseamnă că era dimineața sau seara, sau era în ianuarie, februarie, martie și din cauza asta era mai frigut, într-o țară caldă.